Vom rezolva în cele ce urmează următoarea problemă folosind teorema lui Thales. Și anume, avem ABCD un tetraedru și punctele EFG pe muchiile AB, AC și respectiv AD ale tetraedrului, astfel încât trebuie să avem anumite rapoarte care se formează. După care trebuie să demonstrăm faptul că planul EFG, format din aceste trei puncte, este paralel cu planul BCD. Ne trebuie deci să începem cu tetraedrul ABCD, care nu este un tetraedru regulat, este un tetraedru oarecare. Și avem de ales punctele E, F și G pe muchii, astfel încât AE supra AB să fie egal cu 1 pe 4. Să discutăm puțin despre alegerea corectă a acestor puncte și vom începe prin a ne trasa un segment AB și să alegem un punct E. Trebuie ca AE supra AB să fie egal cu 1 pe 4. Deci AE supra AB să fie egal cu 1 pe 4. Este exact motivul pentru care desenăm cu creionul și pentru care folosim ciorne. Dacă AE supra AB ne dă 1 pe 4, înseamnă că AE este o parte, un capa, iar AB este 4 părți, 4 capa. AB este lungimea totală a segmentului, deci segmentul nostru înseamnă că trebuie împărțit în 4 părți. Motiv pentru care ne vom șterge punctul E, urmând a împărți segmentul AB în 4 părți, și deoarece AE este una dintre acestea, atunci știm exact unde să-l plasăm pe E. Este mai ușor așa și când urmează să vedem rapoarte. De exemplu, dacă l-am împărțit așa, una, două, putem vedea că, de exemplu, AE supra EB este 1 pe 3, ceea ce poate ne era mai greu de văzut dacă nu îl segmentam frumos. Deci AB trebuie împărțit atunci în 4 părți. Iar AE supra AB este 1 pe 4, deci AE este una din acele 4 părți. Pentru alegerea corectă a punctului F pe muchia AC, vom repeta acest procedeu. De data aceasta, înainte să plasăm punctul F pe segmentul AC, să vedem unde trebuie el plasat. Deci avem că AF supra FC este egal cu 1 pe 3, care înseamnă că AF este o parte, iar FC este restul de 3 părți. Dacă AF ar fi o parte și FC sunt 3 părți, înseamnă automat că AC este format din 1 plus 3, adică 4 părți. Deci, de această dată, segmentul nostru AC trebuie împărțit în 4 părți egale, iar F va fi din nou una din aceste 4 părți. AF, pardon. Deci, AC din nou îl împărțim în 4, iar F se află la o treime față de A, o pătrime față de A și trei pătrimi față de C. Repetăm acest procedeu pentru AD. Și undeva între A și D vine punctul G, ceea ce știm, GD supra AD trebuie să fie egal cu 3 pe 4. Adică GD sunt 3 părți și AD sunt 4 părți. Din nou, dacă AD sunt 4 părți, înseamnă că AD a fost împărțit în 4 părți egale și înseamnă de asemenea că G-ul, așa cum l-am pus noi, nu stă tocmai bine, deoarece GD trebuie să fie 3 din aceste 4 părți, deci pe punctul G îl vom muta la 3 sferturi din segmentul AD. Surprinzător, poate, odată ce l-am amplasat în acest fel, odată ce am făcut astfel desenul, constatăm că din nou G este la o treime față de, la o pătrime față de A și trei pătrimi față de D. Vă recomand această tehnică din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, vă este ușor să vă așezați punctele corect pe desen. În al doilea rând, dacă noi zicem că AE este o parte, să zicem un X, și AB este 4 părți, adică 4X,
atunci automat vom putea vedea că EB, de exemplu, este 4x minus 1x, adică EB sunt 3 părți și orice rapoarte sunt foarte ușor de construit. Dacă noi avem faptul că AF pe FC este egal cu 1 pe 3, înseamnă atunci că AF este o parte, un Y, și FC sunt 3 părți, 3Y. AF, FC le avem, iar AC sunt din nou o parte cu 3 părți, adică 4 părți, 4Y. Valabil și pentru GD pe AD. Dacă GD pe AD este egal cu 3 pe 4, înseamnă că GD este egal cu 3 părți, 3Z, AD este egal cu 4 părți, 4Z și este ușor de văzut dacă GD este 3 părți, iar AD este 4, că AG, de exemplu, este egal cu o parte, un Z. Firește că puteam scrie simplu Z sau în loc de un X, X sau în loc de un Y, Y, unde aceste X, Y și Z sunt dependente de lungimile muchilor A, B, A, C și A, D. Tot ce știm despre ele este că sunt numere reale pozitive. Dacă am făcut la începutul problemei aceste mențiuni, atunci ne va fi foarte ușor să ne rezolvăm problema, deoarece, după cum spuneam, rapoartele vor fi ușor de construit. Noi trebuie să arătăm că planul EFG este paralel cu planul BCD. Ca să arătăm că două plane sunt paralele, trebuie să demonstrăm că două drepte concurente dintr-unul sunt paralele cu două drepte concurente din celălalt. Și vom alege, să zicem, să arătăm că EF e paralelă cu BC pentru început. Ne uităm în triunghiul ABC. În triunghiul ABC avem faptul că AE supra EB este egal cu, aici noi ne-am făcut părțile, deci AE este un X supra EB, care este 3X, X cu X se simplifică, deci este egal cu 1 pe 3. De asemenea, AF supra FC este egal cu AF-ul nostru, am văzut aici că este un Y sau Y, și FC am văzut că este 3Y. Simplificând Y cu Y, ne dă că este egal cu 1 pe 3. Conform reciprocei teoremei lui Thales, ne rezultă atunci, deoarece dreapta EF determină pe laturile triunghiului ABC segmente proporționale, înseamnă că EF este paralelă cu BC. Același lucru îl putem lucra și în triunghiul ACD. Avem faptul că AF supra FC, știm acum că este egal cu 1 pe 3, mai înainte am arătat, iar AG supra GD, aici noi aveam raportul GD pe AD care e 3 pe 4, dar pentru că ne-am lucrat înainte părțile, înseamnă că AG, iată, l-avem, este un 1Z, supra GD este 3 ori Z. Simplificăm Z cu Z, este egal de asemenea cu 1 pe 3. Atunci AF supra FC este egal cu AG supra GD, deci din nou ne ajută reciproca teoremei lui Thales în a spune că FG este paralelă cu CD. Atunci ce avem? Ia să vedem. Avem faptul că EF e paralelă cu BC, FG e paralelă cu CD, iar cele două, EF și FG, sunt concurente. Ele se intersectează chiar în punctul F. Ne rezultă atunci că avem condiția suficientă ca planul EFG să fie paralel cu planul BCD. Deci EFG paralel cu BCD. Iată, deci, o problemă care este de geometrie în spațiu, dar se rezolvă apelându-se la cunoștințele geometriei în plan,
respectiv la teorema lui Thales și la unele deprinderi, împărțirea segmentelor în părți din clasa a 7-a. Mult succes în continuare!